Din Sfânta Scriptură citesc Cuvântul lui Dumnezeu, așa cum se află scris în Evanghelia după Luca, în capitolul 24, începând cu versetul 36, pagina 1024 în Sfânta Scriptură. Pe când vorbeau ei astfel, însuși Isus a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. Plin de frică și de spaimă ei credeau că văd un duh, dar el le-a zis, pentru ce sunteți tulburați și de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? Uitați-vă la mâinile și picioarele mele, eu sunt. Pipăiți-mă și vedeți, un duc n-are nici carne, nici oase, cum vedeți că am eu. Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și picioarele sale. Fiindcă ei de bucurie încă nu credeau și se mirau, el le-a zis, aveți aici ceva de mâncare? I-au dat o bucată de pește frip și un fagure de miere. El le-a luat și a mâncat înaintea lor. Apoi le-a zis, iată ce vă spuneam când eram cu voi, încă, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile și le-a zis, așa este scris așa trebuia să pătimească Hristos și să învia a treia zi dintre cei morți și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui, pocăința și iertarea păcatelor, începând din Ierusalim. Voi sunteți martori ai acestor lucruri și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți încetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Amin. Cu deosebit respect vă invit să reocupați locurile. Mă bucur să revin în seara aceasta în mijlocul dumneavoastră aici, la Cezarea, la Reșița. Ultima dată am fost la o seară prelungită în 2014, împreună cu grupul Salem. Și pentru că nu m-am ridicat în nume personal să vă vorbesc, ci din partea celui care am viat și este viu în vecii vecilor, Spun a Lui să fie toată slava Amin. a Celui ce a murit și a înviat pentru noi. Amin. Și din partea Lui vreau să vă salut, așa cum scrie Apocalips, capitolul 1, capitolul 1 versetul 5, din, par din partea Lui Iisus Hristos, martorul credincios, cel întâi născut din morți, Domnul împăraților pământului, a Lui să fie slava bună lucrarea de mântuire a Domnului Iisus Hristos prin jerfa de la Golgota nu se putea altfel. Nu există altă șansă pentru noi de a vedea împărăția lui Dumnezeu, de a ajunge acolo. Dar nu numai pentru asta a venit Domnul Iisus Hristos, a venit să ne descopere tainele împărăției ale Evangheliei, să ne spună despre ceea ce este acolo. De aceea este numit martorul credincios și este credincios și în seara aceasta să ne împărtășească din voia lui Dumnezeu, din calea care duce înspre ceea ce este pregătit pentru cei care îl slujesc pe Domnul. Ioan Botezătorul scrie Evanghelistul în capitolul 1, versetul 6, versetul 7, că a venit ca un om trimis de Dumnezeu. El a venit ca martor, ca să mărturisească despre lumină. Aici în text am citit versetul 48, spune Domnul, voi sunteți martori ai acestor lucruri. În fapte în 2 cu 32 se vede că Apostolul Petru și-a înțeles chemarea aceasta sfântă, specială, din partea celui înviat și îl spune, printre altele în predica lui Dumnezeu a înviat pe acest Isus și noi toți suntem martori ai Lui. Și în 3 cu 15 în fapte tot Petru spune, voi ați omorât pe Domnul vieții pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. Noi suntem martori ai Lui. În seara aceasta vreau să vă vorbesc din cuvântul citit și din partea lui Dumnezeu despre martorii învierii. Și lucru principal și cel mai important este ca în prezența celui înviat să se formeze martorii învierii ei nu se nasc, ei nu doar se numesc, ei trebuie să fie reprezentanți, să vorbească despre Cel care a înviat, dar nu vorbesc despre o întâlnire cu Isus, așa cum s-a întâmplat de altă dată și oamenii totuși nu l-au cunoscut. Vă vorbesc în seara aceasta despre martorii învierii care se formează la întâlnirea cu Isus la nivelul Duhului că într-o zi Pilat a întrebat, ești împăratul iudeilor? De unde vii? Era față în față cu împăratul care are o împărăție ce și-o formează în lumea aceasta, nu este pentru lumea aceasta, ci este pentru veșnicie. Și Daniel spune că fără ajutorul vreunei mâini s-a desprins o piatră care a nimicit toate celelalte împărății și împărăția aceasta formată dăinuiește veșnic, pentru că împăratul nostru nu este în mormânt. Împăratul nostru este viu la dreapta lui Dumnezeu. La nivelul Duhului, acesta este modul în care se descoperă Domnul Isus Hristos, fiindcă a promis în Evanghelia după Matei 18 cu 20, a spus Domnul că unde doi sau trei se adună numele Lui, el este prezent acolo. Este prezent prin Duhul Sfânt să se facă descoperit, înțeles, cunoscut. 1 Corinteni 6 cu 17 spune Pavel că cine se lipește de Domnul este un singur Duh cu el. Ioan 14 cu 17 vorbește despre Duhul Adevărului, Domnul Isus Hristos, care rămâne cu voi și va fi în voi. El face legătura cu cerul, cu cel înviat. În Matei în 10 cu 20 spune Domnul Isus Hristos, nu voi veți vorbi, ci Duhul Tatălui vostru va vorbi în voi. Și Pavel spune galatenilor în 1 cu 15 și 16 că Dumnezeu a găsit cu cale să descopere în mine pe Fiul Său. Că au fost persoane care au stat față în față în apropierea Mântuitorului, ca Simon, care l-a avut pe Mântuitorul în casa lui, dar a rămas departe de mântuire. Și unul din apros s-a repezit la Domnul și l-a lovit cu palma. Nu știa pe cine lovește. Și doi ucenici mergeau pe drumul Emausului și stăteau de vorbă cu Mântuitorul și nu știau cine este. Și a spus la un moment dat unul dintre ei, tu ești singurul străin aici în Ierusalim care n-ai auzit ce s-a întâmplat? Era străinul care poate să-ți schimbe viața. Este acela care se poate apropia să se facă de cunoscut, slăvi să fie Domnul. Și spune cuvântul lui Dumnezeu aici în text, Luca 24, versetul 45. Apoi le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile. Este un mod în care se descoperă Domnul și este un loc în care îl poți întâlni în mod personal, în mod oficial, în mod special. Aici, în casa lui Dumnezeu, aici este locul prezenței sale. Scrie Psalmul 133, versetul 1, că este dulce și este plăcut să locuiască frații împreună. Dar nu numai, versetul 3, căci acolo dă Domnul binecuvântarea și viața pentru veșnicie. De aceea este bine să fim aici. Și Domnul Isus Hristos spunea la vârsta copilăriei, stând de vorbă cu părinții, trebuia și trebuie să fiu în casa Tatălui meu. Sunt două excepții arătate de Sfânta Scriptură, și a treia cu dezlegare de la frați, când poți să lipsești de la părtășie. Am citit versetul 36 pe când vorbeau ei astfel însuși Isus a stătut în mijlocul lor și le-a zis pace vouă. Prima excepție sau scutire este Ieremia 36 cu A spus Ieremia, eu sunt închis, sunt în temniță și nu pot să merg la casa Domnului. Să te duci tu și să citești cuvintele lui Dumnezeu. A doua scutire este scrisă în doi împărați în 20 cu 5. Și spune Domnul lui Ezechia, Iată care va fi semnul. Te vei însănătoși și a treia zi vei merge la casa mea. Când ești bolnav și nu poți să ajungi la Dunare. Și este și a treia scutire dată de frați când ești la servici. Dacă ești la servici, au spus frații că nu poți să vii la Dunare, numai că să știți că am întâlnit uh, colegi de servici adventiști care au zis așa, Sâmbăta nu merg la servici. Schimb, iau liber, iau concediu, sâmbăta nu mă duc. Și nici vineri seara au zis. N-am întâlnit fras Pentecostal care au zis, duminică la servici, dar obligatoriu? Nu, mă duc să-mi fac liber. A, liber de la casa Domnului. Știți că în Exo 5 cu 9 faraon a zis, să se dea mult de lucru oamenilor acestora ca să aibă de lucru și să nu mai umble după năluci. Asta era părerea lui. Vedeți, să nu ne dea diavolul de lucru foarte mult, să nu ajungem la dunare. Eram la o seară de evangelizare și, la un moment dat, vorbind despre lucrurile pământești, m-am uitat așa în partea surorilor și am spus, soră. Ești gata când e programul de slujbă și aici este prezența lui Dumnezeu și aici spune psalmistul că se suie semințiile Domnului ca să laude numele Domnului, să lași sapa și grebla și să vii la adunare? Probabil m-am uitat așa mai deosebit către o soră mai în vârstă și zice nu frate. Și am spus felicitări pentru sinceritate, Domnul să te ierte pentru păcat și trebuie să te și pocăiești ca să te ierte. Pavel spune, îl cunoșteam în felul lumii. Și într-o zi a trebuit să fie sincer și să spună, cine ești, Doamne? Că spunea un tânăr din biserică, cineva l-a întrebat și a zis, auzi tinere, tu nu ești nici cu Dumnezeu, nici cu lumea. Dar văd că tot ești în adunare. O zis, stau acolo în adunare, poate într-o zi mă cercetează Domnul și pe mine și l-a cercetat Domnul și s-a atins și de viața lui și s-a văzut schimbare, dar numai după întâlnirea cu Domnul, că nu e suficient întâlnirea cu frații și părtășia. Pe când vorbeau ei astfel, Iisus a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă! Reprezentantul și delegatul televiziunii prin cablu, pe plan local, acolo la noi, într-o zi m-a oprit și a zis, auzi, vreau să, vreau să spun ceva. Aveți la voi acolo unul care o venit să-mi facă sesizare dacă am mânios omul și a zis, auzi, eu de plătit am plătit, dar nu se vede bine, domnule, și se vede cu purici. Eu văd cu purici, nu știu ce se întâmplă. Și am spus, da, și? Păi ce dă la afară, măi, dați-l afară. Și a spus, da, tu faci ordine în ograda noastră. A spus: Nu-l dăm afară, că acolo este locul unde el poate întâlni pe Dumnezeu cel mai bine. Unde-l tu pe Domnul suflete iubite? Printre morți și printre lucruri neînsuflețite? O, nu vei găsi aici nicio veșnicie, că el e izvor de viață și nădești de vie. Nesecat izvor de viață și nădești de vie. În cartea Nemia, în 10 cu 39, este scrisă hotărâta, hotărârea poporului. Astfel ne-am hotărât să nu părăsim casa Dumnezeului nostru. Martorii învierii sunt chemați să transmită mesajul lui Dumnezeu despre Cel înviat, despre voia Celui Sfânt care ne cheamă la sfințire. Și Domnul a spus, voi sunteți martorii mei. Numai că trebuie să aibă o întâlnire cu cel înviat la nivelul Duhului. Că scrie în Ioan 4, versetul 25-26 și spune poetul de cântare, L-am găsit lângă o fântână, obosit de drum setos, mi-a cerut apă să bea, n-am știut că e Hristos. Dar când a început profetul din Nazaret să-i e tainele vieții, a spus la un moment dat femeia, știu și știm care să vină unul, Mesia căruia îi se zice Hristosul, care are să ne spună toate lucrurile. Și Domnul a răspuns, eu cel care vorbesc cu tine sunt acela, slăvit și binecuvântat să fie numele. În fapt, în 2 cu 46 este scris cum erau cărările vechi nelipsiți de la templu în fiecare zi. Mi-am că în urmă cu aproximativ patru ani, Duhul lui Dumnezeu mi-a trimis o înștiințare printr-un al lui Dumnezeu și mi-a spus, uite, te chem să te unești cu oamenii sinceri din adunare și au să vă rugați cum nu v-ați rugat. Cu adunare. Și m-am gândit, măi, cum ne-am Putea ruga așa cum nu ne-am rugat. Că tare ne-am rugat, încet ne-am rugat, m-am gândit, mă, cred că pe rând, că așa nu ne-am rugat. A zis, mă, cred că totuși nu-i bine, că merge greu rugăciunea și vrem să ne rugăm toți. Și acum vreau să subliniez primul lucru din text. Martorii învierii se formează la întâlnirea cu Isus, pentru că acolo Isus Hristos oferă dovezi ale învierii sale. Spune versetul 39, uitați-vă la mâinile și picioarele mele, eu sunt. Dar de ce a spus Domnul, uitați-vă la mâinile și picioarele mele? Pentru că acolo erau urmele ranelor Domnului Iisus Hristos. Am căutat în Evanghelie să văd unde scrie că i s-au bătut Domnului piroane sau cuie în mâini și în picioare. Și n-am găsit. Dar am găsit scris. Mai întâi citesc din psalmul 22 profeția despre Domnul Isus Hristos. Și acolo se face prima referire la aceasta. Ascultați, Versetul 16, căci niște câini mă înconjoară, o ceată de nelegiuiți dau în prejurul meu, mi-au străpus mâinile și picioarele. Și Toma spune în Ioan 20 cu 25, ceilalți ucenici au zis, am văzut pe Domnul. Dar el le-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, știa Toma ce spune. Și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Predicam duminica trecută la noi în biserică despre Toma și am spus, Toma este în adunarea Domnului, dar nu poate să creadă, trebuie să-l ajutăm pe Toma. Și să uitau copiii atenți cum putem să-l ajutăm pe Toma. Și am pus titlul predicii, cum putem să-l ajutăm pe Toma sau de ce are nevoie Toma. Și am spus, predica mea este pentru copii, în primul rând. De ce are nevoie Toma? Toma are nevoie, în primul rând, de dovezi. O zis, dacă nu voi pune eu mâna, dacă nu voi vedea, Semnul. Toma nu se mulțumește cu ceea ce scrie în Cuvânt, cu toate că Sfânta Scriptură arată și în Romani, în 10, cu 17, Domnul a spus, Credința vine în urma auzirii Cuvântului. Și în Matei 16 cu 21 spune, de atunci încolo Iisus a început să spună ucenicilor că el trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor, cuvintele Domnului, care să fie omorât și ca treia zi are să învie. Și ucenicii au auzit cuvintele Domnului. Pentru Toma nu sunt suficiente cuvintele Domnului. nu e suficient cuvântul. Că spune că iudeii cer minuni și greci înțelepciune. Cu ce să-l ajutăm pe Toma? Ce să-i dăm la Toma ca să creadă? Dovezi, el vrea dovezi. Vă zic și celelalte două puncte și după aceea ne oprim la dovezi. În al doilea rând, el are nevoie de timp. Că spune aici versetul 26, după 8 zile ucenicii lui și unor le trebuie mult timp și trebuie să-i aștepți până când vine vremea credinței. Vine vremea înțelegerii, chemării are nevoie de timp. Numai că timpul care îl pierzi, te pierde uneori. Și în al treilea rând, Toma are nevoie de mustrare. scrie aici, versetul 27, Domnul i-a spus, adus degetul încoace și uită-te la mâinile mele și adus mâna și pune-o în coasta mea. Nu fi necredincios, da o mustrare fină așa, dar directă. Nu fi necredincios, ci credincios. Și Domnul a venit și a spus, uitați-vă la dovezile învierii, la mâinile și picioarele mele. Dar care sunt dovezile învierii Domnului Iisus Hristos în felul acesta în adunare? Isaia, capitolul 53, versetul 5, partea a doua. Și prin rănile lui suntem tămăduiți, Aici se petrec vindecările Domnului, datorită rănilor celui care a murit și a înviat pentru noi. Și când Domnul ne-a vorbit să ne rugăm cum nu ne-am rugat, am așteptat să ne facă Domnul să înțelegem. Și într-o zi, un tânăr din biserică de 19 ani a mers la Schi. N-avea experiență, cunoștință prea multă și s-a avântat. Mă întrebau tinerii din biserică și au zis, frate Corneliu, dumneata ai fost motociclist în tinerețe. Dă-ne câteva sfaturi practice, cum că noi ne-am mai luat scutere, ATV-uri, ne-am luat motociclete. Și le-am spus să aveți grijă la trei aspecte. Primul, voi nu știți bine Voi nu aveți impresia că știți Să mergeți bine Scrie în 2 Petru 3 cu 16 Că în epistolele lui Pavel Zice Petru Sunt unele lucruri grele de înțeles Pe care cei neștiutori Și l-am spus Al doilea risc, pericol Cu motocicleta Este că stabilitatea e redusă Cei neștiutori și nestatornici. Și le-am spus, și aveți grijă că există și amăgire. Și amăgirea e mare. Ești tentat să, o tur să o turezi. Și nu simți viteza. Și nu-ți dai seama unde vei ajunge. Și te înșală. Aveți grijă aici. Era într-o zi de vineri. Acest tânăr a dat cu capul într-un stâlp de lemn și acolo a rămas creierii lângă el. Tinerii care erau cu el nu au știut ce să facă. Nu puteau și nu știau cum să acorde primul ajutor. Nu era semnal pe telefon. Două ore a stat acolo în munte, Cumva, prin sistemul de urgență, li s-a spus cum să intervină, pentru că se poate lua legătura și fără semnal, și a fost dus la spital. Sâmbătă noaptea a fost operat și vineri noapte a fost operat, sâmbătă dimineața, am fost acolo să fac ungerea cu să mă rog, am stat de vorbă cu medicul și mi-a spus, nu există nicio șansă. Din punct de vedere medical, nu există nicio șansă el nu mai are nici celulele vorbirii. Nu va mai vorbi niciodată și dacă își va reveni. Dar au zis -o să cine sunteți? Și am spus cine și de ce am venit. Și a spus, este posibil ca la Dumnezeu să mai există o șansă, a zis. Este posibil. Cel mai bun specialist, medicul, chirurg, mi-a spus, acolo ar mai fi o șansă. A spus, pentru asta am venit, să mijlocim. Era marți la mias, familia m-a sunat, toți copiii, celalți cinci, plângeau cu părinții și au spus, frate Corneliu, în seara asta noi mergem la adunare. Acum mergem la adunare și nu mai plecăm din adunare până nu intervine Domnul să lucreze am intrat în post, vrem să intrăm în rugăciune și mergem la casa Domnului. Că spune psalmistul, din Sion vine izbăvirea și vine izbăvirea din Sion. Că aici Domnul dă binecuvântări duhovnicești, aici oferă dovezi ale învierii sale și urmele ranelor Domnului Iisus Hristos sunt în biserică. Slăvi să fie Domnul! Și am spus, nu, nu mergeți voi la Dunare, voi mergeți și vedeți de copil, noi mergem la Dunare! Vă mărturisesc și am atâția martori în adunare, 262 de membri, care au văzut ceea ce nu s-a întâmplat la noi niciodată. Atâția oameni, într-o seară de marți, că noi nu -aveam, aveam marți adunare, și nu era evangelizare, și nu erau cântăreți și nici predicatori invitați, am apelat prin mesaje și telefonic și am convocat la rugăciune. Cineva număra 30 de prieteni care n-au fost unii niciodată în adunare. Era plin și la balcon și a intrat un frate care vine de obicei de vreme și atunci și-a venit așa -a, pe la fără cinci. S-a uitat și mă întreba, zice, dar nu rugăciune ai anunțat? Ba da, rugăciune. Zice, nu mai locul meu e ocupat, nu mai știa unde să se așeze, dus la balcon. Și am intrat în rugăciune de undeva din județul Timiș a strigat Duhul Domnului și a spus, fără detalii, că la noi este cor, că a fost un tânăr ce a cântat în cor și trebuie să mai cânte la tenor, nu. A spus așa, se vede un tânăr căzut într-o vale adâncă, dar așa zice Domnul, îl voi ridica și va cânta din nou în cor. Și cântă în cor pentru că Isus Hristos este viu. Urmele ranelor lui sunt tămăduirile duhovnicești și trupești ce le vedem în adunare. Aș putea să continui gândul acesta pe această linie, dar am face cel puțin noapte de veche, ca le-am dat pe ser prelungitia acum, înainte erau nopți de veche, dar au scăzut râvna. Din seara aceea ne rugăm în fiecare seară la biserică, în fiecare seară, și am înțeles ce o zis Domnul, unește-te cu oamenii sinceri care vor să mă caute, să vă rugați cum nu v-ați rugat. În fiecare seară, astea sunt cărările vechi, de trei ani jumătate. Apoi se mai întâmplă un lucru aici în text. Nu doar urmele vizibile ale ranelor Domnului Iisus Hristos, despre care Domnul a spus în versetul 39, Uitați-vă la mâinile și picioarele mele, eu sunt pipăiți-mă și vedeți un duc, nu are nici carne, nici oase, cum vedeți că am eu. Versetul 37 spune, plin de frică și de spaimă, ei credeau că văd un duh, era un fel de confuzie, n aveau nici darul deosebirii duhurilor, să știe exact. Dar era Domnul Isus Hristos și al doilea lucru ce se întâmplă la întâlnirea cu Domnul, la nivelul Duhului, în primul rând, este ceea ce spune versetul 45. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile. Aici, Isus Hristos și-l învia deslușește tainele scripturii. Că, de fapt, Domnul se identifică și spune scriptura că este cuvântul lui Dumnezeu, logosul întrupat, Ioan, capitolul 1, versetul 1. În Ioan, în 5 cu 39, Domnul stă de vorbă cu o categorie de oameni religioși și le spune așa, cercetați scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Cu alte cuvinte, voi așa ați învățat și nu e rău, e bine să cercetați scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar voi vreți cuvânt fără mine. Voi nu vreți să știți de mine, voi nu vreți să mă întâlniți, nu vreți să mă acceptați, nu vreți să mă recunoașteți, nu vreți să vorbiți despre mine. Voi cerceta scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viață veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Și Domnul începe să le deslușească aceste taine ale Scripturii. Depinde ce atitudine avem față de cuvânt. Asta e foarte important. În antiteză, și în contrast vă dau versete să vedeți unul sau altul cum iau atitudine. Ascultați 2 Cronici, capitolul 34, versetul 19. Când a auzit împăratul cuvintele legii și a sfâșiat hainele. Versetul 21. Duceți-vă, zice, și întrebați pe Domnul pentru mine și pentru rămășița lui Israel și Iuda cu privire la cuvintele cărții acesteia care s-a găsit. Cartea legii era pierdută și au găsit-o. Dar știți unde era pierdută? În casa Domnului. Mă întreba un tânăr cu care facem studiu acolo. Frate, ce puteți să spuneți de predica respectivă sau de predicator? Zic, nu spun nimic de predicator. Și de predică, ce să spun, că nu-i predică. Cum să predici o oră și cinci minute să nu spui niciun verset din Biblia, nu o numesc predică. Este povestire, narațiune, este o întâlnire, conferință, ce vreți. Dar fără niciun verset în, într-un timp care ți este alocat din partea lui Dumnezeu, fără cuvintele Sfinte Scripturi, ascultați versetul 27 ce spune Domnul. Către împăratul acesta care a rămas ca cei din fapte, din 2 cu 37, străpunși în inimă de cuvintele care veneau din partea Domnului. Și spune versetul 27, pentru că ți s-a înduioșat inima, pentru că te-ai smerit înaintea lui Dumnezeu când ai auzit cuvintele rostite. În Ieremia, în 36, versetul 22, este un alt împărat despre care Biblia spune că a avut altă atitudine. 36 cu 22 Ieremia, împăratul ședea în casa de iarnă, căci era în luna a noua și înaintea lui era un foc de cărbune aprins. După ce Yehudi a citit trei sau patru foi, Împăratul a tăiat cartea cu briceagul logofătului și a aruncat-o în juraticul de cărbuni, unde a fost arsă de tot. Împăratul și toți slujitorii lui care au auzit toate cuvintele acelea nu s-au înspăimântat și nu și-au sfârșit hainele. Domnul nu ne cere asta, să ne sfârșiem hainele, ci a spus sfârșiați-vă inimile, nu hainele să rămâi străpuns în inimă, să spui ca cei doi ucenici care au călătorit cu Domnul, nu ne ardea inima noi când ne vorbea și ne deslușa cuvintele și tainele Sfintei Scripturi, frați și surori. Asta vorbeam cu colegul de slujbă. Așa vremuri n-au mai fost atâtea predici, dar nici așa căderi n-au mai fost, spun frații nici în vremurile de prigoană, atâta confuzie, atâta nepăsare. Cuvântul lui Dumnezeu este la loc de frunte pentru noi, voia lui Dumnezeu, o acceptăm în viața noastră. Domnul are un loc unde se prezintă, este locul prezenței sale, casa tatălui meu, a spus Domnul Iisus Hristos. Și noi dacă suntem copiii lui, suntem acasă. Îți place acasă? Aici Domnul oferă dovezi ale învierii sale și aici deslușește tainele Scripturii. Spunea recent un frate la noi de sărbătorile învierii Domnului Isus Hristos chiar, fraților, nu cumva am inversat prioritățile și este o confuzie de, de o atitudine greșită. Adică am înlocuit valorile și dăm lucrurile care n-au valoare pe lucruri de valoare. Este adevărat că am întâlnit și eu frați și surori cu care stau de vorbă și spun... Auzi, de seara ne întâlnim, la rugăciune. Nu știu ce am ceva de lucru. Și altul are de discutat și altul de butonat. Și zice, dacă mai rămâne timp, vin și la adunare. Și spunea fratele la noi, zice, auzi, frate și sură, vreau să vă întreb ceva. Dacă ar fi o ordonanță de guvern sau de la cult ceva, sponsorizare, cine vine la adunare, la plecare, Dar la ora fixă, când îi pleacă mai repede, la plecare primește 300 de lei, 3 milioane în banii vechi. Câți ați venit la adunare în mod constant? Și-a zis să nu ridicați mâna, că știu că ridicați toți. Dar așa 300 de lei, vin și se duc. Dar este unul care rămâne în inimile noastre, este prezent aici în adunare. Slăvi să fie Domnul! Nu putem înțelege, nu putem prevedea o formare de ucenici, de martori ai invierii din cultul pentecostal, fără o întâlnire cu cel înviat. Păi bine să stai în adunare, pot într-o cercetează Domnul. Toma are nevoie de dovezi. Știți cum zice Toma din adunare? Mă ce atâta rugăciune, nu înțeleg. Nu știu, Domnul, de ce avem nevoie și trebuie să tot zicem. Dar știți că spune Evanghelia despre Domnul Isus Hristos: că s-a rugat un ceas după ce a încheiat rugăciunea, a venit, a încercat să-i trezească pe colaboratori și să le mai dea un îndemn de rugăciune. El n-a primit îndemnul de rugăciune, i-a îndemnat pe alții. Și s-a mai rugat încă un ceas. Că spune Cuvântul lui Dumnezeu: Este un verset acolo că ucenicii, la un moment dat, Aveau ochii îngreuiați de somn. Era o vreme în care s-a întâlnit Domnul pe munte, dar cum să îl poată vedea pe Domnul dacă ei, în timp ce Moise și Ilie vorbeau despre sfârșitul Domnului Isus Hristos, spune, ochii lor erau îngreuiați de somn. Și dacă Domnul vine să se descopere, dacă noi stăm nepăsători, vreau să vă spun din experiența ce am ca lucrător, când aud că se duce cineva la cele veșnice din biserică, mă duc atunci cât se poate de repede și au legătura cu familia, să vedem cu ce putem să-i ajutăm, să-i consiliez, să-i mângă, să-i și observ ceva. Că atunci, la locul și după momentul decesului, toți oamenii își dau silința, se frământă, programează cum să l îmbrăcăm, unde să l înmormântăm, cine să apă groapa, de unde chemăm fanfara, cine predică de la cât începem slujba și mortul nimic. Păi dai problema lui. Ce nu-l interesează? Frate, nu vii la adunare. Avem rugăciune. Să văd dacă mai îmi rămâne timp. Spune cuvântul că a treia oară s-a dus Domnul și s-a rugat în conceas, spunând aceleași cuvinte. Și nouă ni se termină cuvintele de rugăciune. Două, trei cuvinte. Deci în câte o familie, azi facem o rugăciune și se roagă așa, ca pentru masă. Doamne, îți mulțumesc de hrana ce mi-a dat, o te rog să o binecuvintezi. Amin, zice, că nu-i stăruință. Dar face vreodată stăruință, el. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu ceva acolo, dacă ai vrea să și afișezi. Ascultați, versetul 44 din Matei 26, i-a lăsat din nou, s-a depărtat și s-a rugat a trei ore zicând aceleași cuvinte, da? Versetul 45, apoi a venit la ucenici și le-a zis, dormiți de acum și odihniți-vă. Și la alții o să le spună, de acum abutonați, de acum povestiți, de acum plimbați-vă. Sau altele, de acum dormiți, nu se mai poate. Într-o zi pe Daniel nu l-a anunțat. Vezi că avem rugăciune? Nu. Vezi că de acum nu mai avem rugăciune. Și Daniel a continuat să se roage. Hai să vedem, zice, cum facem, de care sicriu luăm, cum îl depunem, cât durează mormântarea, la cât să vină fanfara, și pe el nu-l interesează, domnule. El nu zice nimic. E mort. Mă tem că unii morți prin adunări ca în Apocalips, capitolul 3, zice, îți merge numele că trăiești. Păi normal dacă ai transmis live. Sau dacă ai CD-uri cu poza ta imprimată. Sau dacă ai transmis până peste ocean, că este un mesaj de la Domnul, că nu mă primești pe telefon, că SMS-ul, că să ne rugăm pentru pacea din țară, lasă că știu că am vrut să sun pe cineva, nu, tot numere necunoscute unele. Primez mesaj să ne rugăm pentru pacea din țară. Și vreau să-i sun înapoi că auzi, dar tu te rogi sau nu m-a trimis mesaje? Și a spus domnul acolo, sunt unii care cred și se transmite spre ei că trăiesc, dar îi zici, hai la rugăciune, frate! Nimic! Hai să ne închinăm, să strigăm pentru cei nemântuiți, pentru pacea din țară, pentru cei în suferință. Spuneam recent la noi în adunare, într-o zi de post, fraților, așa că e foarte important să ne rugăm pentru cei bolnavi. Da. Și frate zice, vezi că duminică seara s e și din vedere, s-a pierdut asta, m o sensizat un frate, s-a uitat rugăciunea pentru cei bolnavi. Zic în trup, nu? Că-s bolnavi mulți. Da, frate. Dar am spus, care boală e mai grea? Că cea în trup o duci până la 70, până la 80 de ani și gata, s-a încheiat. Dar boala sufletească, boala aceasta spirituală, asta este pentru dincolo, rămâne și dacă nu-i tratată, dacă nu intervine Domnul, ai rămas cu ea pentru totdeauna. A spus Domnul, nu vă temeți de cei ce pot ucide trupul, Influența asupra trupului există. Și puterea asupra trupului și din partea oamenilor. Dar a spus Domnul, temeți-vă de acela care poate să arunce și trupul, dar și sufletul în ghenă. Și spune evanghelistul Iuda în versetul 24, aceluia ce poate să vă păzească de orice cădere. Dacă Domnul ne poate păzi, la cine să mergem? Slăviți să fie numele Domnului! Și versetul 2 în Apocalips 3 zice, Întărește ce rămâne, care este pe moarte. Am fost într-o biserică de oraș mare și construcția era nouă. Și m-a întrebat păstorul, zis, frate, n-ai mai fost la noi recent? Nu, nu, zic, n-am fost recent da, am observat, edificiu, templu, frumos. Frate, vreau să te întreb că zice tu ești muzicant, atâta timp ai cântat, tu ai ureche, cum au cântat orchestra? Da, zic, ce să zic, profesionist o cântat, coru și coru. Frate, zice, avem tot ce ne trebuie, slavă Domnului, un singur lucru ne mai trebuie, au zis, fanfară și atât, și m-am gândit așa, măi morți sunteți, vă trebuie, mai trebuie fanfară să vă îngroape. A spus domnul unei biserici, pentru că zici m-am îmbogățit, nu du lipsă de nimic, dar tu nu vezi că ești sărac, orb, ticălos, nenorocit, te sfătuiesc să, să vii la mine și să cumperi doftorie, să-ți ochii, să poți să vezi dovezile învierii Domnului Iisus Hristos. Dar nici n-ar trebui să vină Domnul neapărat cu dovezi. Pentru că avem cuvântul prorociei făcut și mai tare și spune Petru la care bine faceți că lua seama. Dar pentru unii nu-i suficient cuvântul. Dar oricum Domnul se ocupă să deslușească tainele Scripturii. Și așa spune cuvântul, că le-a deschis, spune aici, mintea ca să înțeleagă Scripturile este bine în casa lui Dumnezeu. Spune poetul creștin, nu-i loc mai sfânt decât acela, unde-i Hristos și unde să săi, slăvit să fie Domnul. Nu-i har mai sfânt decât acela, unde-i Hristos și unde s-ai săi, acolo-i Duhul Sfânt, putere, acolo dragostea-i văpăi. Cuvântul Sfânt, acolo-i soare, credința-i umblet fericit, iar părtășia sfințitoare a avutul cel mai fericit. Nu stări mai sfinte ca acelea de pe taborul luminos, când e Hristos în cei ce cântă și cei ce cântă sunt Hristos. Când de Hristos e plin cuvântul și rugăciunile la fel, atunci și afară și înăuntru el strălucește în orice fel. Nu-i ceas mai sfânt decât acela în care sunt frații adunați și inimi una lângă una în duc se roagă în genunchiați, iar rugăciunea lor se înalță scăldată lacrimi spre Hristos. Îngerii frați și frații Înge, îngeri, pământul sus și cerul jos. Nu-i loc mai sfânt decât acela să fii cu Domnul și cu ai săi, unde i Hristos și unde să săi, am spus la început. Și acum spune unde i Hristos și unde să săi. Ori unde să-i făto și dute, oricât sunt ei făto și stai, oricum sunt ei fătoși și caută că unde să -i... e un colț de rai slăvit să fie Domnul. <aștări> În al doilea rând, citesc versetul 47. Martorilor învierii li se încredințează slujba propovăduirii. Versetul 47. Și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui. Pocăința și iertarea păcatelor începând din Ierusalim. Te rog să lași versetul. Și dacă mai trecem și pe la alte versete, o să te rog să revii la acest verset. Vorbim acum din acest verset. Și să li se propovăduiască tuturor neamurilor. În numele Lui. Evanghelistul Matei precizează, aici la învierea Domnului Iisus Hristos, răspunzând la întrebarea Trimi și cui? În primul rând trimișii îngerului. Matei 28 cu versetul 5. Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor, nu vă temeți că știu că voi căutați pe Iisus care a fost răstignit. Nu este aici ce a înviat după cum zisese. Veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul și duceți-vă repede de spuneți ucenicilor lui că a înviat dintre cei morți. Trimiți și lui, dar au fost și trimiși și preoților. Versetul 11, pe când se duceau ele, au intrat în cetatea unei din străjeri și au dat de veste preoților celor mai de seamă, despre toate cele întâmplate, aceștia s-au adunat împreună cu bătrânii, au ținut sfat, au dat ostașilor mulți bani și le-au zis: „Spuneți așa ucenicii lui au venit noaptea pe când dormeam noi și l-au furat.” A treia categorie sunt trimis și domnului. Citesc versetul 10. Atunci Isus le-a zis: nu vă temeți, duceți-vă de, spuneți fraților mei să meargă în Galileea, acolo mă vor vedea, trimiți și Domnului, mai sunt și trimiți și nimănui, voiajori, să nu-i primiți și nici să nu le dați bani de drum să nu mai vină altă dată. Versetul 18, Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i. Și spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni, în 5 cu 20, noi ca trimiși, trimiși și cui? Voi sunteți martori ai acestor lucruri, a spus Domnul. Mergeți, mergeți și spuneți și altora. Domnul Iisus Hristos este martorul credincios, dar noi nu suntem credincioși că uneori nu ne ține chemarea aceasta la misiune, nici până trecem strada. Cel puțin, măcar până am venit data viitoare la Dunare, dacă ne-ar ține. Dar spune să vorbiți în numele lui. Adică nu poți să transmiți neapărat ce vrei tu, ci neapărat ce vrea Domnul. Numai că spune aici. Să propovăduiți pocăința și iertarea păcatelor, mai întâi pocăința și după aceea iertarea păcatelor Precizăm cele două lucruri, că noi uneori și cel mai mult avem e, probleme cu neamurile, mai ales slujitorii Dar au zis să propovdăm și neamurilor, tot așa Pocăința, că noi le spunem de iertare câteodată, dar de pocăință nu eram la o seară prelungită, stând la mărturisire, a venit cineva, o soră, zâmbia, mă gândeam ce-ar fi de zâmbit în faza asta, dar frate zice, nu știu cum se face mărturisire, am venit și eu la mărturisire, ce să zic, na, păcate uzuale, ce face toată lumea. Și mă zice, vreau să vă întreb, este iertare? vă puteți ruga și pot primi iertare, zic nu. Nu? Nu. Pe cum? Și-a început să-mi predice, dar nu este sângele Domnului care curăță orice păcat, da, dar nu în faza asta. Ce înseamnă pocăință? Asta trebuie să predicăm mai întâi. Pocăință înseamnă să vin înaintea lui Dumnezeu, să recunoști starea ta care nu este în conformitate cu voia Domnului, așa cum spune Osea în 14 cu 2, și să aduceți cu voi cuvinte de căință, să vă întoarceți la Domnul și să-i spuneți iartă fără de legile noastre și îți vom aduce în loc de ce însemnau taurii, jerfele pentru păcate din veicul Testament, lauda buzelor noastre, în loc de clevetire, vorbire de bine, în loc de ochiul rău, apreciere și rugăciune pentru cine are nevoie. Portarea sarcinilor galateni 6 cu doi, în loc de ură, dragoste și toate lucrurile rele aduse la picioarele Domnului Iisus Hristos, pentru că pocăința în trei cuvinte înseamnă recunoaștere, regret și renunțare. Sau verificare, constatare și îndreptare. Spune Biblia despre Petru că s-a căit și a plâns cu amar. Păi dacă zâmbești, cine vine cu fruntea sus și cu zâmbet pe buze, trebuie să-l determinăm să vadă gravitatea păcatelor. Ca asta îl desparte de Domnul Iisus Hristos cel înviat. Dacă plânge, nu mai facem noi să plângă. Îl suni predicatorul la Climogeni în mormântare și așa plâng oamenii. Păi începe și el cu mama, ai mamă. Păi mama, ai mamă, da. Dar nu poți să-l determin, nu numai să plângă de mamă. Și să-i tot predici de mamă și tot să cânți de mamă. Ce frate, nu mai pot cânta cântarea. Pă cum, da, -o. Păi cum, dar ai anunțat-o. s-o cântat înaintea mea, tot aia de mamă. Numai de tata nu dar nu poți să-l determini să își plângă păcatul, să arezi din cuvânt, să li se propovăduiască, am citit, pocăința mai întâi și apoi iertarea păcatelor. Când noi le făgăduim iertarea oamenilor, dar fără pocăință, nu se poate. Merg mai repede. În al treilea rând, martorii învierii beneficiază de promisiunea cerească. Mai întâi am spus că se formează la întâlnirea cu Hristos cel înviat. Apoi li se încredințează slujba împăcării, propovăduirii, da, pocăință și apoi iertare, și apoi beneficiază de promisiunea cerească, versetul 49. Și iată că vă voi trimite, și voi trimite peste voi, spune Domnul Iisus Hristos, făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți încetate. Și aici două specificări. Promisiunea Domnului Iisus Hristos este... Umplerea cu Duhul Sfânt. Veți primi o putere când se va coboră Duhul Sfânt peste voi, spune fapte capitolul 1. Dar pentru ce putere? Să impresionăm că suntem penticostali. Nu să impresionăm, ci să misionăm. Am fost la o stăruință în rugăciune, m-a chemat un frate lucrător și o spus frate, că nu vin, te rog ajută-mă, eu sunt în vârstă acum, conducătorul ce l-am pus e mai tânăr, dar hai și ajută-ne și tu la stăruință. Câte se faceți? Una, frate. Vineri seara, ajunge. M-am dus și am spus, aș vrea să stau de vorbă puțin cu cei care doresc să intre la rugăciune, așa, în mod special, să ne rugăm pentru ei, să ajutăm în rugăciune. Și zic, către o tânără zic, auzi, vreți să intre la stăruință? Da. De ce? O să mă rog. Pentru ce? Păi, nu, no, cum s-a organizat? Ce s-a organizat? Am trat un tinerel, zic, pentru ce ai vrea să te rogi? pentru Duhul Sfânt. Ce să facă Duhul Sfânt? Păi să vină peste mine, că asta e stăruința. Dar am întrebat pentru ce trebuie Duhul Sfânt. Păi zice, nu suntem penticostali. Păi zic, da, dar știu și baptiști cu Duhul Sfânt. A, nu, atunci nu, trebuie, nu mai trebuie, zice, așa -i? Ioan 7 cu 37. În ziua de pe urma praznicului, care era ziua cea mare a praznicului, Isus a stat în picioare și a strigat: Dacă însetează cineva să vină la mine și să bea cine crede în mine, din inima lui, că Duhul Sfânt nu rămâne încrosetat, nu-l poți ține între ziduri aici. Avem de la 6 la 8 și acolo la 8 și 3 minute să uite la ceas. Nu mai așteaptă de la Domnul. Așteaptă de la predicator, Amen. veți primi o putere când se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martori. Din inima lui vor curge râuri de apă vie și spune mai jos versetul, vorbea despre Duhul Sfânt, care încă nu fusese dat pentru că Isus n-a fost proslăvit, dar Hristos a fost proslăvit și Duhul Sfânt este dat, slăvit să fie Domnul. Că a spus Domnul Isus Hristos, mă duc la Tată în cer, dar nu vă, vă voi lăsa singur, nu vă las orfani. Vă trimit un mângâietor care va fi cu voi și în voi până la sfârșit. Și am întrebat, pentru ce vrei Duhul Sfânt? Păi, frate... Și am intrat în adunare și am spus, facem prima rugăciune. Dacă frații mei au încredințat slujba, facem prima rugăciune. Zic, știți pentru ce facem prima rugăciune la stăruință? Și ați zis, da. Zic, pentru ce? De mărturisire. Nu, aia a doua. Prima, îl rugăm pe Domnul Isus Hristos care e botezătorul cu Duhul Sfânt să ne lumineze, să facă să înțelegem de ce avem nevoie de Duhul Sfânt, că nu prea știm. Și după ce ne arată Domnul că avem nevoie de Duhul Sfânt și atunci o să venim să-L cerem să trezească Domnul noi dorința aceea arzătoare de a coborâ puterea dumnezeiască peste noi, că avem nevoie de lumină ca să fim martori avem nevoie de putere, de a rezista la problemele care intervin, că te las geucenicie dacă te uiți la valuri și la necazuri și la piedici și la comentarii și la critici. Dar ai nevoie de putere să treci peste obstacole. A promis Domnul că las aceasta. El n-a promis doar cerul senin, nici flori pe cale fără pelin, dar ne-a promis din puterea sa, pe drum lumină că ne va da, al său bogat har în încercări și mângăiere în întristări, dar asta prin Duhul Sfânt. Și al doilea lucru care îl specific aici. Martorii invierii beneficiază de promisiunea cerească, nu doar a umplerii cu Duhul Sfânt, ci a reîntâlnirii cu Isus Hristos cel înviat. N-am spus a revederii, că noi nu l-am văzut, dar de întâlni l-am întâlnit. întâlnit. Slăvi să fie numele Lui. Are întâlniri. Fapte 1 cu 11. Bărbați galilieni, de ce stați așa cu ochii pironiți înspre cer? Acest Isus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va reveni. Și spune omului Dumnezeu Iov în 19 cu 25, dar știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ, chiar dacă mi se va nimici pielea și vor rămâne fără carne, ochii mei îl vor vedea și îmi va fi binevoitor. Și spune el la un moment dat, sufletul meu tânjește de dorul acesta în lăuntrul meu, martorii învierii Domnului Iisus Hristos, cei care l-au întâlnit, cei care au văzut dovezile învierii sale după ce au auzit cuvintele lui, cei care au primit deslușirea tainelor Sfintei Scripturi, cei cărora li s-a încredințat propovăduirea pocăinței mai întâi și apoi a iertării păcatelor, beneficiază de acest har măreț al reîntâlnirii cu cel înviat. Mare va fi ziua când ai să cobori sărbătoarea celor fără sărbători. Ești gata să lași telecomanda, grebla, sapa și să vii la întâlnire cu Domnul. Am, am la frați. Frați și surori, stăm astăzi înaintea celui care ne cunoaște știe de ce avem nevoie, știe care sunt slăbiciunile din viața noastră, ne poate veni în ajutor. Dar Domnul a spus, voi sunteți martori ai acestor lucruri și am vrea să fim martori în vierii Lui. După ce l-am întâlnit, l-am întâlnit în locul prezenței sale, l-am întâlnit pe Domnul Isus Hristos atunci când a venit și ne-a transmis cuvintele lui și am înțeles că sunt cuvintele vieții veșnice. Și a spus Domnul, voi nu vă duceți. I a spus, domnule, unde să ne ducem? La tine sunt cuvintele vieții veșnice. Și a spus Domnul, uitați-vă la mâinile și picioarele mele. Nu sunt în adunare sunt urmele ranelor Domnului Isus Hristos arătate de vindecările din Isaia 53. Prin rănile Lui suntem tămăduiți și sunt în adunare oameni care pot mărturisi că Isus Hristos este viu și trăiește și lucrează, slăvit să fie Domnul. Am văzut că ni s-a încredințat o slujbă deosebită. Avem o chemare sfântă slujba propovăduirii neamurilor în numele Lui, pocăința și apoi iertarea păcatelor. Nici tot să le toți pui oamenilor să se pocăiască, dar nu le mai dai nicio șansă. A fost un frate la noi, o predicat într-o joi seara despre pocăință, așa, bine, învățătură sănătoasă din cuvânt. Și a zis, dacă cineva nu-i de acord cu ceea ce am spus, poate să mă aștepte în curte. No, nu, l-am întrebat. Așa, după vreo două, trei săptămâni, zic, frate Viorel, te-a așteptat cineva în curte? Da, zice, trei persoane. Am văzut și ce i spus o persoană. Ce frate, după cum ai predicat tu, nu ne-ai mai dat nicio șansă. Zis, bada este o șansă. Șansa este pocăința. Nici acolo în curte nu i o lăsat. Șansa e pocăința. Și după pocăință, le spune oamenilor, că Iisus Hristos poate să ierte orice păcat. Că mă întrebau persoanele private de libertate din penitenciarul Bârcea Mare de la Hunedoara, unde mergem frecvent pentru evangelizare, au spus, domnul pastor, vă rog frumos, vă rog frumos să vă opriți. Zic, ce se întâmplă? Să vă adresez o întrebare și după aceea vă continuați predica. Spune, dragul meu, ai vorbit astăzi de iertarea păcatelor. Te întreb pentru noi, Există așa ceva. Și am spus, dragul meu, eu nu pot să scot din Biblie niciun verset, nici măcar acela din Io 1 Ioan 1 cu 7. Sângele lui Iisus Hristos ne curăță de orice păcat. Așa spune Domnul. Eu nu pot să contrazic, chiar pot să-mi să subliniez și să spun că dacă intri în pocăință sinceră, ai parte de iertare. Și am văzut că martorii învierii beneficiază de promisiunea cerească a celui înviat. Umplerea cu Duhul Sfânt îți bune instrumentele, îți bune clădirile, îi bună fanfara, că și noi avem. Dar ceea ce aș vrea să nu lipsească nici de aici, de la cezarea, nici de la cimpa acolo sau urican unde m Domnul să păstoresc prezența celui înviat. Să fim noi să fie mijloace și dispozitive și sală și transmisie, dar să fie puterea celui care a spus Ioane și și-a pus mâna peste mine, eu sunt cel viu, am fost mort, dar am înviat, sunt viu în vecii vecilor, a lui să fie slava în biserică și slava lui și lumina lui să se dovedească prin mărturia noastră cu fapta și dacă trebuie uneori și cuvinte în toate zilele ca oamenii să cunoască faptul că suntem copiii lui Dumnezeu că suntem trimiși de Tata, că reprezentăm și oglindim slava Lui și arătăm voia Lui ca martori adevărați. Amin.